tineri din proiect, cu liderul, cel puțin formal, o fată și încă un băiat, și v-aș ruga fiecare să vă spuneți povestea voastră în cadrul acestui proiect. Cine începe? Răzvan Pascal. Da, Răzvan Pascal, primul rând coordonatorul de voluntari pe campania de vară. Prin aprilie-mai m-am întâlnit cu Smarana Piticare, am spus despre proiect, am vrut să mă implic ca voluntar. Și dintr-un an alt am ajuns coordonator, la niște voluntari foarte drăguți și implicați. Și pe acolo, foarte îndrăzitor. Da. Și ultimul 3 luni de zile am fost aproape constant cu ei. O poveste vreau. O poveste tristă, veselă, interesantă, captivantă. Sunt mai multe, dar... Una sau mai multe. Odată am avut 30 și ceva de voluntari pe o singură tură și a trebuit să-i împart așa fel încât să fac treaba, să rămână doar 2-3. Și... 30 ceva, e mult 30 de voluntari pe o tură? Da. Cine vine cu următoarea poveste? Da, ce politicoși sunteți! Următoarea poveste? Bună seara, mă numesc Cip Stelian Teodor și sunt voluntar în cadrul ONG-ului Muzeul Comunismului din Botoșani. Care-i povestea ta? Care e povestea mea? A început vara aceasta, cam 3 iunie. Mulțumim frumos, felicitări! Spunem că am primit vreo 2-3 persoane mai bătrâne, le avem pe acolo prin muzeu, le puteți vizita. Ce obiect mai interesant ați colectat? Mai interesant. Sau ce amintiri frumoase, interesante? Ok, o amintire interesantă. Am fost mult timp la muzeu, când a început vara, tot am continuat apoi. Era un grup social foarte ok și îmi făcea plăceri, mereu în fiecare weekend să fiu acolo. Deci, cam la sfârșitul
să mergem cu el să ia un televizor. Da, haideți că mergem. Am luat încă doi băieți și am mers ceva cam 2 km până la domnul acasă. Am stat puțin cu el de vorbă, ne-a povestit despre viața lui. Ne-a servit domnul cu un pahar de suc, era foarte politicos și ne-a oferit un televizor gigantic de la pe... Cu lămpi? Da, pe lămpi. Dumnezeule, era atât de greu, bine că m-am dus singur. Da, și am mers cam cu el, cam 30-40 minute prin oraș, din persoană în persoană tot. Făceam schimbul cine să vă care. Ok, am ajuns acolo și după jumătate de oră mai vine un domn. Dacă nu vrem să mergem cu el, trebuie să doneze niște discuri de vin. Ok, na, câte discuri pot să fie? Eram să fie deja două donații într-o zi. Eram acolo de aproximativ 2 luni și niciodată n-am avut noroc să fiu de față când dona lume. Ok, am mers cu domnul, am mai luat data asta mai o singur băiat, dar să zic cu venie, na, cât de greu poate să fie. Din nou, domnul era foarte politicos, a stat și am povestit unul cu el, am ajuns la locuința acestuia și ne-au oferit 5 clase cu discuri de vinil, erau plini, deci te deau pe afară și, nu știu, aproximez că fiecare clasă avea cam mult de 50 discuri de vinil, nu știu cum le-am gândit așa de bine, acolo erau și câteva plungi de rafie, erau multe și până la urmă am avut cam câte 20 kg fiecare cu discuri de vinil și mergeam acolo. Decizia aia a fost foarte solicitată și cam cea mai memorabilă de acolo. și fizic. Da. Mulțumim frumos! Mulțumesc. Hai să vedem colega dacă ne povestește da, ceva, un lucru interesant. Eu numesc Andreea Brumar și am vorbit cu Răzvan de înainte să fie voluntariat și îi spuneam tot că vreau să particip la câteva activități și mi-a povestit despre acest voluntariat, așa că am venit, am participat tocmai de la început până la sfârșit și am avut parte de multe experiențe, am socializat foarte mult. Spuneți-mi istoria unui obiect, a unei zile. Știu că am vorbit într-o zi gen 70 de cărți și le-am scris pe toate pe o listă și pe cred că mi-a luat o oră și jumătate să le scriu pe toate. Am fost până la cel domn acasă și eram ceva de genul, tot ce poate fi așa greu. Și mi-a dat o grămadă de cărți. Și... Mulțumim frumos și vă dorim mult succes în continuare. Felicitări! Petrecere frumoasă! Mulțumim.